Salutări tuturor! Ne întâlnim astăzi să facă unul din cele mai așteptate telefoanele momentului, Huawei Mate 20 Lite. De-a lungul timpului, Huawei a reușit să facă treabă excelentă cu modelele Lite. Este practic singurul mare producător care are și pe modelele Lite tehnologie destul de avansată. Sunt foarte bune de utilizat, în special pentru cei mici, pentru adolescenți, pentru cei care au salarii încă mici. Sunt terminale care aduc din designul, din puterea flagship-ului, din tehnologia foto, dar în același timp nu sunt foarte scumpe cum sunt modelele de top. De asemenea, concurează foarte mult cu Honor, care este tot al Huawei, de aceea gândiți-vă de două ori înainte să dați banii pe unul dintre modele. Cele de la Honor au procesoare mai puternice, modelele Lite au procesoare un pic mai light, dar tot puternice. E o mare schimbare la modelul de anul ăsta. Procesorul nou Kirin 710, care vine pe Mate 20 Lite, are și nuclee de mare putere, nu numai cele economice. Până acum toate modelele Lite au avut procesor economic, însă Huawei reușea să le facă să meargă bine, mărind frecvența, adăugând mai mult RAM. Sunt multe, multe, multe specificații care sunt peste modelele mid-range de la ceilalți competitori, de exemplu peste Samsung. Samsung avea unele modele bune și ieftine, dar tot așa cu procesor economic, fără RAM, fără stocare, ori camera foto nu era foarte bună. Mate reușește să îmbine toate aceste elemente, astfel încât să nu fie nici prea slab, nici prea ieftin, să zic așa, și să îndeplinească cerințele tuturor. Acum, mai luați în calcul un singur lucru, că la banii pe care îi dați pe un astfel de telefon, puteți lua un flagship second hand de pe site-urile de ocazii. Aici e complicat, știu că sunt multe țepe și unii oameni nu vor terminale second hand, dar eu v-am spus ca să știți că toate lucrurile astea se pot discuta și poți alege un terminal fix în funcție de ce ai tu nevoie în modelul în momentul de față. Scot ăsta din cutie, tot așa ne îl vedem de deasupra, vedem ce accesorii au pus în cutia de anul ăsta, vă povestesc de specificații și ne auzim cu concluziile la final. Avem deja oficial toate detaliile tehnice ale lui Mate 20 Lite, deși el n-a fost prezentat în cadrul unui eveniment, a apărut direct în magazine și asta s-a mai întâmplat de câteva ori, se pare că la Lite nu fac evenimente speciale și chestii. Doar le lansează în magazin fără să comunice ceva. Bun, deci știm că ecranul e de 6,3 inci, cât va fi și la Mate-ul mare 20. Camera foto duală cu un senzor de 20 de megapixeli. Procesorul Kirin 710, 6 GB de RAM și o baterie mare de 3750 mAh. Mă rog, puteau să pună de 4000, dar hai să zicem că e ok. Rezoluție Full HD Plus e 2340x1080 pixeli, un nou aspect 19.5:9, 409 ppi, Android 8.1. Procesorul este octa-core cu 4 nuclee Cortex A73 de mare putere la 2,2 GHz și 4 economice la 1,7. Accelerator grafic Mali G51 MP4E1, destul de ok. Varianta este 64 de GB cu 4 GB de RAM sau cu 6 GB de RAM, depinde de utilizator. Camera foto are un senzor de 20 de megapixeli și o apertură foarte bună, f/1.8, cu al doilea senzor de 2 megapixeli care dă adâncime de câmp, efecte, blur pe fundal, chestii de genul ăsta. Bun. Pe lângă asta, vă mai zic doar că e un model care costă vreo 400 de euro și poate fi luat și la ofertă de la operator, am văzut eu, undeva cu un abonament micuț, poate fi luat destul de ieftin. Telefonul arată ca de obicei excelent, nota 10 pentru Huawei, un senzor de amprentă aici pe spate, cei doi senzori de fotografie care dau efectele speciale. Și hai să-i dăm drum să vedem dacă a mai rămas un pic de baterie în el. Nu prea, e cam pe roșu.
Vedem dacă am ce să vă arăt eu în cutiuța asta. Încărcător Huawei cu cablu. Garanția Huawei care vă salvează de bătăi de cap. Cel puțin la noi au acel service interesant care oferă reparație într-o oră, chestii de-astea. În curând o să ajungă și Huawei să-ți schimbe telefonul cu unul nou. O folie pe care producătorul a pus-o în cutie, să fiți pregătiți. Chestia asta de băga SIM-ul. Ok. Și ce căști vreau să văd? Ia să vedem. Niște căști cam simpluțe, ieftinuțe. Nimic tehnologie, audio, chestii, nimic. O să vă încarc un pic ăsta și vă prezint ulterior și interfața și alte detalii. Deocamdată mă bucur doar că au pus mufa de 3,5 pentru căști, USB-C pentru încărcare și revin într-un minut cu el când se deschide. Hai că am reușit să-l fac cât de cât să pornească, nu era încărcat deloc, iar cu un încărcător rapid la Huawei am reușit să ajung la 71% în câteva minute cât am lipsit. Haideți că-l conectez și după aceea vă arăt mai multe chestii. Bun. Vine cu Android 8.1 și cu interfața celor de la Huawei. Ecranul ăsta cu notch. Acum se pare că următorul trend este back to basics și la anul vom vedea telefoanele cu un notch mai mititel aici, unde rămâne doar o cameră. Ăsta, după cum vedeți, are cameră, difuzor și aici un senzor de proximitate. Îmi place că e destul de subțirel, stă bine în mână, nu ca alte modele. Încă nu pot să accesez settings că nu a pornit. Vreau doar să... îi dau skip deocamdată la cont. Hai să vedem. Dacă pot să ajung la interfață. Huawei. Mult. Angry. Skip. 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 Îl mută de pe o parte pe alta. Skip, mă. Skip. Ha. O să-l refac eu după aceea pentru test. IMUI, o interfață destul de ok. N-am mai probleme cu ea. Eu aș prefera Android curat, cum îl fac cei de la Google, dar, pe de altă parte, nu toată lumea e de aceeași părere. Unii spun că e mai bine ca fiecare dezvoltator să aibă proprii de interfețe. Vedeți? Nu pun ei prea multe chestii pe interfață. În schimb, au niște desene care nu totdeauna sunt cele mai inspirate. Ăsta cu pensul, ăsta e penibil, ăsta cu un scut, de fapt e phone manager, asta arată Apple, ăsta un triunghi, îți dai seama cu greu că e un player de video, health e ok, galeria e bună să găsești pozele. Bun. O să testez în următoarea perioadă Mate 20 Lite. Orice întrebare aveți despre el, puteți să îmi puneți liniștit și știți că răspund. Dacă pot, răspund rapid, dacă nu mai târziu, dar răspund. Este unul din telefoanele care ar suporta și upgrade la Android 9. Nu știu, o să caut mai despre el. Are 4 GB de RAM ăsta, deci nu e cel cu 6, cu 4 și uite... 50 de giga sunt liberi, deci restul sunt ocupați de Android. Cam asta despre
Mate 20 Lite, mie chiar îmi place, arată ca pe 20 Pro, nu, ca pe 20 simplu. În schimb are ecranul mai mare și bateria mai mare și nou procesor care mi se pare genial. Haideți să revenim pentru concluziile finale și aștept întrebări legate de el, orice întrebare aveți. Da, Mate 20 Lite, pe scurt. Un telefon cu design foarte bun, subțire, lucios, ca așa e moda. Trece prin teste, prima oară de testul de baterie, 3750 mAh, destul de mult și cu un procesor ceva mai economic ar trebui să dea rezultate foarte bune. Camera foto sună interesant, doar că un senzor de 20 de megapixel și unul de 2, deci nu ai prea multe funcții ca la P20. Senzorul de amprentă a rămas pe spate de data asta. Cred că este cel ok care mergea bine la P9 sau la P9 era pătrat, parcă, în fine, nu mai țin minte. Ba nu, la P9 era rotund și la P10 era pătrat, cred. În fine, testăm și vedem ce se întâmplă. Pe față un design mișto cu ecran din cap în cap, cu notch. La Huawei nu cred că poți ascunde notch-ul. N-am testat niciodată, dar... Ba da, se poate. Vedeți, pot să-i pun dungă de asta neagră și... Ia. Bang, a dispărut de tot. Nu se mai vede. E drept că ți afișează informațiile în continuare aici, dar... Parcă totuși ne-am obișnuit anul ăsta cu varianta gen Apple, așa. În fine. Un telefon care nu este de trecut cu vederea, dacă vreți să vă las ceva nou acum. Hai să vedem la ce preț este în magazine. 20 Lite, preț. Preț să fie. Bun, ce magazin să aleg? Pe compari.ro, nu știu dacă ați auzit de asta, un comparator. Prețurile sunt de la 1539 la 1800. 1539 la un magazin care pare fantomă. Hai să vă dau asta, că nu se vede prea bine. Ia. Așa. Deci, 1600, aș zice, ca să nu vă riscați degeaba. Sunt câteva magazine. Nu știu, e complicat. Extrem Digital, mi-a scris cineva că a luat țeapă cu ei. GSM, ăsta e varză, după cum sună. La F64 e 1650 de lei, deci dai 50 de lei în plus, dar e sigur că nu e țeapă. Cam asta e și mai găsește și pe niște alte site-uri, tot IT Arena, n-am auzit, dualsim.ro. Dar pe acolo sunt. La Evomag e 1700, un pic mai scump. Cam asta e. Da. Aștept întrebări despre Mate 20 Lite. Comparat cu P20, are un procesor nou, un pic mai slăbuț. Comparat cu P20 Lite, are un procesor mult mai bun. Deci este între și între. Are ecranul mai mare decât seria P. Și are ecran similar cu Mate 20 Pro care va veni pe 16 octombrie. Pe 16 octombrie trebuia să fiu la Londra la lansarea Mate 20. Din păcate am apucat să plec în altă parte, să confirm că voi pleca și n-am cum să ajung la Londra data viitoare. Ne vedem, ne auzim cu noi telefoane, mai am determinat Xperia, mai am determinat HTC-ul pe care nici nu am apucat să fac mare lucru cu el și am și iPhone XS și iPhone XS Max, ambele au venit. Ne vedem curând cu noi telefoane.